Mulțumim, Fanfare din Gherghești. Fanfara Toacele Dragomirești. În satul Toacele din comuna Dragomirești trăiește o comunitate de romi, muzicanți la instrumente de suflat. Această pasiune pentru muzica de fanfară s-a transmis din tată în fiu. Urmașii acestora au reușit în anii 2003-2004, împreună cu alți tineri nimoși și buni muzicanți, să înființeze această fanfară la îndemnul directorului de cămin cultural de atunci, Ion Stoinea. Directorul muzical Constantin Coman și fanfara Doagele din Dragomirești. Se pregătește fanfara din Pungești.